salutare și bine ați venit pe canalul meu! Suntem la început de aprilie, în săptămâna Patimilor Mântuitorului, alaltăieri a fost sărbătoarea florilor. Toată luna martie a nins și acum, în sfârșit, a venit primăvara. De aceea m-am gândit că astăzi să facem împreună o vază origami cu flori. În acest video o să vă arăt cum se confecționează vaza. Am pe masă 5 bucăți de hârtie japoneză originală pe care le-am comandat vreo 2 ani în urmă de pe eBay. Nu o să avem nevoie de toate, pur și simplu am vrut să vă arăt cât sunt de frumoase. Este o hârtie într-adevăr deosebită și este destul de scumpă. De aceea am comandat doar 10 bucăți, dintre care mi-au rămas 5. Acum aș vrea să aleg una dintre ele, din care să confecționăm vaza. Mă gândesc că o să aleg iată pe aceasta, fiindcă se apropie sezonul pomilor înfloriți. Deci, să începem. Așezăm pătratul de hârtie cu partea colorată în sus. Vom plia diagonalele. Această hârtie nu este prea ascultătoare. De aceea, dacă sunteți începători în origami, vă sfătuiesc să folosiți hârtie simplă, nelucioasă. Am îndoit diagonalele, întoarcem pătratul. Și îndoim în laturile centrale. Acum aș vrea să explic niște nuanțe pentru cei care abia încep să se ocupe cu origami. Avem două tipuri de plieri. Pliere tip munte, aceasta. Și pliere tip vale, aceasta. Acum vom forma pătratul dublu. Apucăm hârtia de aici și de aici. Și mișcăm ușor spre centru. Nu, poate așa o să fie mai clar. Am format pătratul dublu. Vă arăt încă o dată. Punem lucrarea în această poziție. Trebuie să aducem acest punct pe linia din mijloc. Dacă doriți ca vaza voastră să aibă un fund mai larg, atunci aduceți acest punct cât mai în jos pe linia din centru. Cât mai încoace așa. Dacă vreți ca vaza voastră să aibă un fund mai mic, o duceți punctul cât mai sus. Eu o să-l duc cam pe aici, pe undeva, așa. Cam așa. Facem o pliere simetrică cu aceasta pe partea stângă. Mm-hmm.
Întoarcem lucrarea și repetăm cu celelalte două părți. Avem grijă la simetrie. Vom ridica acest colț și îl vom îndoi, adică vom face o pliere între aceste două puncte. Ridicăm acest vârf și creăm o pliere între aceste două puncte. Pliem această aripioară astfel încât această latură să se suprapună pe linia din mijloc. Și o desfacem înapoi. Mutăm acest strat de la dreapta la stânga. Pliem această aripioară pe linia din mijloc. Îndoim acest colț în jos, creând o pliere între aceste două puncte. Întoarcem lucrarea. Pliem această aripă pe linia din mijloc. Pliem acest vârf, pliem acest colț în jos, întoarcem această parte de la dreapta la stânga, vom plia iarăși această aripă pe linia din mijloc. Pliem colțul în jos. Întoarcem această parte spre stânga. Acum vom ridica acest colț. Vom aduce această parte înăuntru. Și vom aduce colțul la loc. Am obținut o vază bidimensională. Ca să o facem tridimensională, o desfacem de aici, din acest buzunăraș. Desfacem cu degetele încet și ușor. Vaza începe să capete volum.
Acum vom forma fundul vazei, presând aceste plieri în munte pe care le-am făcut mai devreme. Nu cred că sunt foarte exacte, pentru că cu această hârtie se lucrează destul de greu. Cam așa trebuie să arate vaza noastră. În următoarele video o să vă arăt cum se confecționează diferite tipuri de flori origami, începând cu crinul, care este unul dintre cele mai ușoare modele origami. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să puneți like și să vă abonați la blogul Sandrinei. Pa, pa și sărbători fericite!